Distracție, voie bună și multă mișcare. Așa a fost atmosfera în această dimineață pe Esplanadă, acolo unde zeci de copii s-au adunat pentru a celebra săptămâna mobilității. Am debutat făcând niște desene pe asfalt la școala Constantin Brâncoveanu, având în vedere că sloganul de anul acesta s-a desfășurat sub titulatura Străzile noastre, alegerea noastră. Ulterior, pe Esplanada orașului Slatina, organizăm cam fiecare an concursuri sportive cu participarea micuților, așa cum v-am spus, încercând să le insuflăm faptul că mișcarea este modul de a trăi cel mai sănătos, că ei trebuie să învețe, că pe lângă învățătură trebuie să ne și distrăm, să ne și mișcăm. Fie că au știut ce au marcat prin activitățile la care au luat parte sau nu, elevii au fost încântați că au făcut mișcare și știu că sportul înseamnă sănătate. Mi-a plăcut când am alergat. Dar știți pentru ce ați făcut această activitate asta? Nu. Ziua este ziua de imobilitate pentru toți copiii. Am făcut aceste concursuri. Eu am înțeles de la clase mai mari că noi vom câștiga ceva, dar nu sunt sigur. Nu știu. Nu. Că nu ne-a spus nimic doamna despre ce zi e asta. Este ziua mobilității. Tu știi ce zi este asta? Da, ziua imobilității europeană. Și ce trebuie să facem noi ca să marcăm această zi? Să facem sport. Și pentru că doresc să se dezvolte armonios, copiii au ales să facă mișcare și în particular, ba unii dintre ei fac și sporturi extreme. Eu mai practic când sunt acasă sau când ies pe afară, fotbal, tenis sau parkour. Fac mai mulți copii de la noi din clasă și ne-am învățat. Cu el ne mai lovim, ne mai rămân. Nu e periculos să faci parkour? Nu. Este periculos, sunt riscuri chiar foarte mari, dar sunt, nu știu, este un fel de joc, un distracție. Pentru unii copii este un fel de joc, cum ar fi pentru mine. Noi doi suntem amândoi prieteni, parcuriști, facem la extrem și el, suntem parcuriști extrem. Săptămâna Mobilității Europene se desfășoară în fiecare an în perioada 16-22 septembrie. Primele manifestări au avut loc la Bruxelles în aprilie 2002.